Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre un alt produs pe care l-am cumpărat recent și anume un Fuse Finder de la PicTech. Modelul este 3432. A venit în această cutie de carton. Arată cam așa. A venit și cu o micuță borsetă care nu este ea foarte groasă, dar este bine că măcar au băgat-o un pachet și pe asta, pentru că ar fi păcat să le aruncăm acolo peste scule, în geantă. În acest fel ne mai protejăm un pic. Da, și a venit bineînțeles și cu acest tester pentru prize slash transmițător, cu care putem verifica dacă priza este conectată într-un mod corect, da? Cam ce putem face și cu un tester ăsta dedicat. Doar că aici acum avem și un transmițător, da? Care în momentul în care îl băgăm în priză, el o să ne injecteze pe circuitul respectiv un semnal pe circuit sub tensiune, da? Circuitul trebuie să fie sub tensiune. Iar noi ne ducem frumos în panou, în tabloul nostru de siguranțe cu acest detector. Și putem identifica siguranța circuitului nostru de interes. Așa, la prima vedere, ca și construcție, cel puțin detectorul nu arată chiar rău, adică pot să spun că este construit decent, toată partea asta albastră este cauciucată și pare destul de bine făcut, însă nu același lucru îl pot spune și despre testerul pentru prize. Poate că eu, nu știu, m-am obișnuit un pic cu produsele lor. Eu am și alte aparate de la PicTech, de exemplu acel multimetru care îmi place foarte mult. Modelul este 3440, un multimetru grafic. Am tot zis că îi fac un review, însă încă nu am apucat. O să urmeze, cel mai probabil în viitorul apropiat. Da, și cumva aveam niște așteptări destul de mari, deși produsul nu este unul foarte scump. Costă undeva la 300 de lei. 298 de lei, parcă am dat eu pe el. Însă, cu toate astea, tot mă așteptam să fie construit ceva mai bine. Da, la prima vedere, pare făcut dintr-un plastic subțirel, care dă impresia de ieftin. Pur și simplu, dacă apăs un pic mai tare, deja mi-e frică că îl sparg. A venit și cu acest cablu de vreo 20 de centimetri, un 3x075 cu izolație din PVC, cablu banal, totuși se vrea profesional, văd eu aici. Cam cât costa să pună un cablu cu izolație din cauciuc, să avem și noi o rezistență mecanică ceva mai bună, dar na, atât s-a putut probabil. În rest, na, nimic de reproșat. Vedem în timp cum o să reziste. Haideți să ne și jucăm un pic cu el. Am văzut, ca o paranteză, atât acest tester cât și acel multimetru, doar că sunt pe altă culoare și la un brand numit Cempar, QM. Dacă bine mi-amintesc. Dacă am greșit, o să mă corectez în descriere. Multimetrul este negru cu gri închis, iar testerul ăsta este alb cu gri închis, parcă. Dar par identice. Da, haideți să trecem mai departe, închidem paranteza și ne jucăm un pic cu el, dar înainte haideți să ne uităm mai îndeaproape. Vedem aici o listă cu posibile conectări greșite, să spunem așa. Pe primul rând ne spune că dacă avem LED-ul din mijloc verde și cel din dreapta aprinse,
este conectată corect priza noastră. Bine, între ghilimele cu verde, astea sunt galbene toată ziua. Dar, bine, nici asta nu contează. Pe următorul rând, ne spune că dacă avem toate trei LED-urile aprinse, da, cel roșu și cele două verzi aprinse, avem hot and ground reverse, missing ground. Da, normal, dacă avem împământarea inversată cu faza, prea avem cum să avem pământare, nu? Cu toate că pe următorul rând ne spune că dacă avem LED-ul roșu aprins și cel verde din dreapta, iar cel din mijloc stins, avem hot and ground reverse, adică fază și împământare inversate. Acum cum facem? Avem împământare, dacă mai sus îmi scrie missing ground, iar aici nu mai scrie. A? Voi ce înțelegeți? Lăsați-mi și mie în secțiunea de comentarii. Are logică sau nu? Pentru mine nu. Dacă avem LED-ul roșu aprins și cel din mijloc, avem hot and neutral revers, adică faza și nulul inversate, cum l-am băgat invers în priză. Dacă toate LED-urile rămân stinse, atunci avem open hot, adică nu avem fază. Ce nu ne scrie nou aici? Ce se întâmplă dacă nu avem fază, nu, pardon, dacă nu avem nul și împământare? Vă zic eu ce se întâmplă, rămâne tot stins, da? Aici trebuia să pun și un slash și să scrie și treaba asta. Știu om că poate să aibă fază în priză și asta să nu arate nimic. Da, dacă avem ultimul LED aprins, avem open neutral, adică nu avem nul, iar dacă avem doar LED-ul din mijloc aprins, avem open ground, deci nu avem împământare. Aici avem și un RCD test, da, cu care putem testa siguranța diferențială. Și cam atât. Aici avem un buton mai lung. În partea de jos, dacă apăsăm o dată, pornim aparatul. După care, dacă apăsăm scurt, îi dăm reset, pentru că are o sensibilitate autoreglabilă, da? Și este bine, când am ajuns la panou, să apăsăm odată butonul de reset, după care să căutăm MCB-ul nostru. Iar aici mai sus, dacă apăsăm, avem un tester, de fapt un detector de tensiune, da? Non-contact. Și putem vedea dacă avem sau nu fază. Haide să oprim detectorul să nu ne bruieze și să-l băgăm în priză. Da, deci s-a aprins LED-ul din mijloc și cel din dreapta, cele verzi, și ne spune că este conectată corect, da? Lucru care este într-adevăr corect. Dacă inversăm testerul în priză, o să se aprindă cel roșu, da? Cred că se vede foarte bine și în cameră, și cel din mijloc, și ne spune aici hot and neutral reverse. Deci este corect. Dacă nu avem împământare, o să rămână doar LED-ul din mijloc aprins, da? Și iar este corect, open ground. Dacă nu avem nul, da, s-a aprins LED-ul din dreapta și open neutral, deci este bine. Dacă nu avem fază, evident rămâne complet stins. La fel se întâmplă și dacă nu avem nul și împământare, lucru pe care ei au cam omis să-l spun aici. Nu știu manual dacă au specificat treaba asta. Dar, sincer să fiu, nu l-am citit. Facem și un test de diferențial și a sărit. Diferențialul îl vedeți aici. Da? Bun. Haideți să pornim și detectorul. Mă mut eu un pic să am o poziție mai bună. Da? Ce avem?
1, 2, 3, 4 prize. 1, 2, 3, 4. Da? Exact în ordine asta. Fiecare priză este cu MCB-ul ei. Da? Deci ne indică corect. Da, și cam ăsta este Fuse Finder-ul de la PicTech. Da, cred că îi face bine treaba. După cum am spus, pe partea de construcție mă așteptam la mai mult. Poate am eu așteptări prea mari în zona asta de preț, sau poate nu. Voi ce ziceți? În rest, cred că o să nu fac treaba cu el. Am mai avut pe mână un Fuse Finder de ăsta de la Mestec. Dar era împrumutat, nu era al meu. Îl luasem cu împrumut să îl testez și da, era ok și acela. Însă eu, dacă mai am alte produse PicTech, am zis să merg pe această variantă. În plus, la noi în România, acesta este chiar mai ieftin. Da, cam atât în acest filmuleț. Sper că v-a plăcut. Eu vă doresc toate cele bune, multă baftă și să ne auzim cu bine la următorul filmuleț.